Bună, dragilor! Astăzi am să vă povestesc despre viața omului care adună și rămâne fără nimic. Cu siguranță, nu de puține ori v-ați întrebat ce am făcut cu timpul și banii mei. Zilele trecute m-am întâlnit cu o cunoscută și, stând la cafea, povestea ei m-a trezit la viață. Mi-am dorit să vă transmit povestea ei și vouă. Parcă vii de pe altă lume, dragă. Tu chiar nu vezi că tot ce este în jurul nostru este creat de noi, apoi abandonat și luat totul de la început. Ce vrei să zici cu asta? Dezvoltă mai mult subiectul. Uitându-se la mine cu ochii triști, a sorbit o gură de cafea, apoi a început povestea. Zilele trecute am îngropat-o pe mătușa mea. Pe lângă durerea suferită de despărțirea de cineva drag, zilele astea sufăr și mai mult, urmărind viața ei. Toată viața ei a muncit, cum zicea ea, pentru copii. Când era în putere, a lucrat în sistemul de stat. Apoi a venit urgia aceasta pentru națiunea noastră, cu emigratul în străinătate. Știi cum este la noi, la români. Femeia și ia lumea în cap și pleacă, că ea este cea mai puternică și le poate duce pe toate în spate. A adunat în ea forțele și a îmbrățișat copiii, soțul și a plecat la drum. Eram copilă. Când țin minte când a venit mama bocită toată, că a plecat și sora ei din sat. Sentimentul ăla nu-l pot uita, că nu este un semn bun. Dacă a plecat sora sa, cu siguranță și ea va pleca. Că nici noi nu o duceam tocmai bine. Febra asta deja umbla prin satul nostru de ceva vreme. Azi pleacă vecinul, mâine pleacă și fratesul și tot așa zi de zi golea satul. A plecat la câteva luni și mama, cum era de așteptat. Și mama își dorea și ea viață mai bună. Ei, dar azi nu despre mama am să-ți povestesc, dar despre mătușa mea. Dumnezeu să o odihnească. A plecat în Italia, știi tu ce să facă acolo o femeie la 47 de ani, decât să îngrijească în casă de bătrâni. Acasă nu prea ne spunea despre greutățile ei. Copiii se bucurau că primeau lunar pachet din Italia. Fetei mai mari a făcut nuntă frumoasă, apoi a făcut nuntă și celui mai mic băiat. Pe ambii i-a ținut în facultate, contracte plătite, chirii, haine, gadgeturi, știi tu cum este la români, copiii să aibă de toate. Nu contează că copiii au crescut fără mamă. Verișoara mea de câteva ori din cauza că a părăsit-o iubitul a vrut să se sinucidă. Era singură. Unchiul meu a început să meargă tot mai des la bar, venea seara beat, nici nu vedea dacă copiii sunt în casă. Mamei nu-i zicea nimic, că nu dorea să o necăjească. Distanța ușurel i-a îndepărtat. Au început să vorbească tot mai rece. Mătușa mea se transforma într-o persoană străină. Fica ei creștea și dorul de mamă o făcea să fie cât mai rea. Știi ce mă doare cel mai mult? Că generația asta noastră, care am crescut fără mame, suntem o generație de oameni prea sensibili și cumva permitem răului să se urce pe noi. Crescuți de mici cu durerea, ne-am obișnuit cumva cu ea și nu observăm că viața noastră mai mult este acăpărată de durere decât de fericire. Foarte puțin din noi știu să iubească cu adevărat. Cum să iubești? Ce este aceea? Când te trezești dimineața și singură trebuie să-ți pregătești micul dejun, fuga să prinzi autobusul să nu întârzi la școală. Pe tine cineva te-a întrebat ce vrei să mănânci? Nu m-a întrebat niciodată. Mâncam ce mi se punea pe masă. Eu acum îmi întreb copiii ce vor să mănânce, pentru că știu ce înseamnă când nimeni nu te întreabă. Uite, vezi, astea suntem noi de azi. Dar nu despre noi vreau să-ți povestesc. Așa și cum îți ziceam, femeia aceasta a părăsit cuibul ei să adune lucruri. Trimitea pachete, lunar acasă, a reparat casa. A pus termopane, a schimbat acoperișul, a pavat curtea, a schimbat mobila din casă, a umplut casa de aparate de ultimă generație. La copii a făcut nunți frumoase. Ei, dar uite că viața uneori este atât de nedreaptă. Am venit din Anglia luna trecută
că m-a sunat mama și mi-a zis că Anica nu se simte bine și își dorește să ne vadă pe toți. A fost așa ca o chemare acasă pentru toți. Știi? Când am intrat în camera ei, nu-mi venea să cred ce văd. În tinerețe era o femeie puternică, plină de viață, frumoasă. Dar frumoasă, știi tu, femeia româncă aia cu ochii negri, mari, lucioși. E, așa era ea, femeia, care când intra pe uliță, toți întorceau capul după ea. Și ce să vezi, o femeie uscată. Ochii nu mai străluceau, erau în fundul capului. Mâinile slabe, chinuite și știi ce mi-a zis când m-am apropiat de ea? Uite, vezi, și tu ai plecat, ești în Anglia acum. Așa și eu am crezut că voi fi fericită, că voi aduna avere. Copiii vor fi fericiți. Dar nu m-am ales cu nimic. Și ce dacă vezi casa asta mare și frumoasă acum? Crezi că mă pot bucura de ea? Nu pot, draga mea. Supărările, dorul de copii, dorul de casă, dorul de limba mea m-a măcinat zi de zi, pic cu pic. Acum sunt o legumă. Și ce dacă am adunat toate astea? Cui pasă? Sunt niște gunoaie. Eu voi muri. Copiii au locul lor. Toate astea vor ajunge la gunoi. Mă întreb, ce am făcut cu viața mea? De ce am părăsit casa pentru niște lucruri? Draga mea, lucrurile nu te fac fericită. Oamenii de lângă tine sunt averea ta. Eu pe a mea am pierdut-o când am ieșit pe această ușă. Pentru copii sunt o străină. Nepoții nici nu mă cunosc, că i-am văzut doar pe cameră. Să știi că legătura cu oamenii se face prin îmbrățișări adevărate, prin priviri de aproape. Eu mi-am pierdut copiii, nepoții. Acum nu mai pot schimba nimic, dar tu poți. Poți schimba. Încă ești tinerică. Să nu faci greșeala mea. Am făcut-o și încă milioane de românce. Știi? Vorbele ei îmi sună în cap. A murit la scurt timp. Acum copiii aruncă din lucrurile ei și dăruiesc la ăia de prin sat care sunt mai amărâți și se ceartă între ei că nu pot împărți casa. Vor să o vândă. Uite, asta este viața unui om. Adună, adună și se alege cu gunoi. Ai perfectă dreptate. Adunatul ăsta cu așa o jertfă este inutil. Știi, am eu o vorbă care mereu o zic la mulți. Poți avea puțin și să ai de toate. Sau poți avea mult și să nu ai nimic.